Ce e fata? Zic că e fata. Orice, să fie o voce senzațională, asta vrem. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Never knew that it can mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me taste you past our satellites. You can see the world you brought. Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Hey. Cum vă cheamă, domnișoară? Mă numesc Ana Maria Babei. Astăzi fac 20 de ani. E clar. Și ieri tot 20 de ani face tot azi. Tot 20, nu? Și eu tot astăzi fac 23. La mulți ani și tine, Smiley. La mulți ani, vin pe genul să ne pupăm de ziua noastră, nu? La mulți ani, la mulți ani. Băi, o să-mi pun mai multe zile de naștere. Imediat vrea să-i fure cadou, imediat să bagă în tortul lui Smiley. Bă, mamă, ce ochi albaștri are, stați așa un pic. Ana Maria, deci e clar, nu? Alegerea ta mare sens. Asta merge în funcție de onomastică, de zile de naștere. Eu zic că nimic nu e întâmplător de... în viața asta. Nimic nu e întâmplător, așa e, ai dreptate. Tu-ți dai seama, ziua ta a picat exact de ziua mea. Nu, e un făcut, aici no, este băi, clar. În calea destinului. Alo, mamă, dar de ce m-am născut pe 30 decembrie? Nici nu pot să duc bomboane la școală, nu pot să fac nimic la Vocea României, nimic. Niciodată. Deci am auzit, pe 30 decembrie e ziua lui Moga. E în afara concursului, s-a da. Terminat de mult. Știi de ce te-ai născut pe 30 decembrie? Ca să iei al 13-lea salariu. Mulțumesc frumos. Tu ești cu salariile și cu statele de plată. E clar, Ana Maria, tu spune-ne ce alegi ca să nu ne mai perpetuăm. Da, în primul rând, mă bucur foarte mult că v-am întâlnit. Doar nu o să alegi pentru că e ziua lui Smiley de naștere. Hai că pe bune. Și da, îl aleg pe Smiley. Da, da, da. Ce surpriză! Ce surpriză! Nu mai vreau să am și lor o m-a luat prin surprindere! Ce bine că nu se uită prietenul, bravo! Felicitări, felicitări, felicitări! Smiley, smiley, gata, gata! Mi-ai surprins rău de tot! Ce cadou mai frumos, nu-i așa? Cel mai frumos cadou e ăsta! Că l-ai pe Smiley pachet! Mulțumesc tare mult! Pa sărbătorito! Zi-mă, băi, în calea destinului nu te poți pune. Să știi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască? Tu să trăiești! Bravo, bravo, Doamne! Ți-ai primit cadou. Atât am putut să fac de ziua ta, să se întoarcă Smiley. Bine, pe Moga l-am pus așa la pachet, el n-avea ce face. Înțeleg? Felicitări. Mulțumesc mult, deci sunt super, super emoționată. Parcă am mai multe emoții. Păi, e normal să fie emoționat în preajma mea, mai emoționată decât în preajma lui Smiley. Sufletul meu, multă, multă, multă fericire. Deci este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat fix la 20 de ani. Sunt extrem de fericită. Un cadou pe care îl mai pot face în loc de tort,
dar poți să pui cu lumânarea și după aia să sufli. Este această cartelă cu care să-ți suni prietenii și să le spui că e ziua lui Smiley. Ok. Și ziua ta. Și că ți-ai primit cadou. Când mai ai nevoie de alt cadou? Cred că mi-a făcut mama foarte mândră. Ea oricum tot timpul m-a încurajat și m-a susținut. Dar cred că în aceste momente îi crește inima, cu siguranță și ei.